Bună seara, dragilor, și bun găsit la Atelier cu Profon. Așa începe lecțiile de fiecare dată. Trebuie să spun că am în seara asta bucuria de a avea un invitat de onoare. O fetiță a cărei voi, dacă i-ați vedea, ați îndrăgostit pe loc. Dar și prezentat, nu? Bun. Spune-mi numele că uit de fiecare dată. Am o memorie foarte slabă. Elisa. Elisa, da? Bravo, Elisa. Știi ce? Matematica e așa de frumoasă, așa de frumoasă făcută cu Prof. Online, încât, știi cum, te îndrăgostești pe loc. Hai să încercăm să facem un exercițiu pentru început, da? Ia să vedem așa. 35 minus 36 plus 17 egal cu 35 minus 36. Deci, dragilor, hai să spunem temă pentru vacanță. Temă. Vacanță. Cum au copiii de făcut temă, să zicem? Acum le spune că noi o discutăm așa o niște chestiuni, niște exerciții, ca și cum ar fi fost dată temă pentru vacanță. Clasa a doua, nu? Da. A doua. Foarte bine. A suntem în? Cât? Cinci. Cinci. A întâia, 0, deci 2018. Eliza, hai să încercăm să facem exercițiul ăsta. Pare foarte interesant exercițiul ăsta. 35 minus 36 și plus 17. Cum faci? Mai întâi facem prima operație. Adică? 35 minus 36. Așa. Ia să vezi pe aici. Te descurci? Da. Ia să vezi. 35 minus 36. E șmecheră chestia. Din 3, ai numai 35, să scazi 36. Wow! Dacă ai fost 36 minus 35, ce bine ar fi fost. Ai 35 minus 36. Ce ciudățenie! Că învățătorii ne învață ce? Ce ne spune învățătorii? Când avem de făcut operații, descăzutul trebuie să fie mai mare decât scăzătorul. Așa-i? Adică ai 35 din mere, și vrei să iei din ele 36. Mi se pare ciudat. Dar Moș Mecheri, aducem pe 17, lângă 35, chiar cu plus, și urmărim, îi creștem puterea. Asta e șmecheria tare. Deci este și 17 asta. Așadar facem ce? 35, ia uite ce chestii tare, facem 35 plus 17, și minus 36. Tot 36 scădem, dar după ce am făcut noi, așa sunt șmecherii. Foarte tare. Foarte tare. Nu? Tu ai fi fost obișnuit dacă ai fost așa. 36 minus 35 și spui cât faci dacă ai fost așa. Dacă ai fost așa. 36 minus 35 este egal cu 1. 1, sigur că da. Foarte simplu. Dar aici a fost ciudat că din 35 să scazi pe 36. Și n-am avut depozit, n-am avut putere. Și atunci, iată ce chestie mi-am uitat în exercițiu și am zis, mai este cineva cu plus pe care să-l aduc eu unde 35 ăsta, să-i cresc lui puterea? Și iată a fost plus 17. Acum se vedea. Cât face 35 cu 17? 5 plus 7, 12. Foarte tare, foarte. 3, 4 plus 1, 5. Foarte tare, perfect. 52. Foarte bine. 52. Minus 36. Da? 52 minus 36. Și ia să vezi acum ce faci. Da? Mă ajuți? Deci mă ajuți? Nu. Șterg eu. Da? Te scoși și pitin la tablă, dacă dorești. Bucuria mare este să ajungi la tablă, da? Deci avem acum 52 minus 36. Cât faci eu? Cum facem chestia asta? 52 minus 36. Trebuie să ne descurcăm. Că avem de unde? 52. Din 52 scădem 36. Ne descurcăm. Cum facem? 2 minus 6 nu se poate. Nu se poate, așa este. 12 minus 6 este egal cu 6. Foarte bine, foarte bine. Am împrumutat o 10. Corect, 5. Corect.
Și-a rămas cât în locul? La 50? 40. Și acum scădem. Din 40. 4 minus 3, 1. Foarte bine. Foarte bine. Excelent. Excelent. Vezi? Da. Vezi? Ne acomodăm foarte repede. Deci ce ai învățat tu de aici? Care e răutate în Iisus ăsta? La întâlnirea cu proful online, ce chestii ți-a rămas la suflet acum? Îmi place matematica. Îți plăcea foarte tare matematica, dar e important când ai mai multe numere de adunat, de scăzut, dacă în ordinea aceea întâmpini dificultăți, aici trebuie ideea foarte importantă. Dacă întâmpinăm dificultăți, nu ne speriem. Căutăm în Egășițiu cei care au în fața lor pus și aducem în față. E tare chestia. Hai să vedem cum. Deci asta e foarte important. Hai să vedem dacă a fost planificat. Hai să zicem. 17 minus 19 plus 21 minus 23 plus 10 egal cu. Da? Deci 17 minus 19 plus 21 minus 23 plus 10. Ia scrie și tu. Ai scris? Deci să scrii pe caițel și să ne facem vreo idee. Să vedem ce am învățat din Ieșitul de sus și să folosim acum aici. Asta-i. Dacă le luăm în ordine, 17 minus 19, se poate? Nu se poate, nu se poate. La 10? Nu, ne trebuie mai multă putere, da? Da. Deci nu. Atunci, ce să facem întâi și întâi? Pe 21 ăsta, care are plus în față, și pe 10 ăsta, care are plus, hai să-i punem lângă 17. Deci da. Toți care au plus, îi aducem lângă 17, care să-i întărim puterea, da? Zicem acum, te rog, dictează-mi, că eu nu știu cum să scriu. Vorbești tu? Hai, hai. 17. 17. Da. Plus 21. Foarte tare. Și în timpul ăsta și scrii. Tu scrii pe care ți-l-o tău și îmi dictezi mie, că eu nu știu. Eu sunt ăla care rămâne unul. 17 plus 21. Da. Plus 10. Foarte bine, foarte bine. Mai avem vreun plus pe undeva? Nu avem. Nu mai avem. Gata. Acum cu minusuri. La voi la sfârșit, ăștia care sunt cu minus. Minus 23. Foarte tare. Și este calcul. Facem primul calcul. De acord. 17 plus 21 este egal cu 38. Hai să adăm și 10 asta, că e ușor. A 38 plus 10 asta, ca să te 38 numai. Plus 10, 48. Foarte bine. 48. Poate. Și acum, minus 19 și primul minus 23. Și este calcul. Minus 19 și minus 23. Hai să facem primul calcul. Așa. Dar 8 minus 9 nu se poate. Împrumutăm o 10 de la 4. Foarte bine. Avem de unde. Și zicem 18 minus 9 este egal cu 9. Deci aici pun din chestia asta este 9. Am înțeles. Și 3 minus 1, 2. La 10, 30 minus 1, 10, 20, da? Deci, da. Urmarea calculului făcut de tine, 29. Punem 29 și minus 23. 29 minus 23. Este egal cu 16. Egal? Așa de repede? Da. Eu mai stau un pic și mai analizez. Pentru că 9 minus 3, 6. Bine. Iar 2 minus 3, 6. 2 minus 2, 0, da? Foarte bine. Un pic de atenție, da? Un pic. Sigur că da. 6. De ce am avut eu emoție și zic, păi să scriu 16, nu scriu
Și am zis, vreau să mai ne uităm o dată. Deci, într-adevăr, da, rezultatul este 6. Dar știi ce mă gândesc? Să ăștia cu minus îți datorie. Trebuie să dăm. Hai să adunăm datoriile mai întâi. Și pe urmă, din 48 să scădem datoria. Să vedem, este același lucru? Că noi am scăzut pe 19 și pe urmă am scăzut și pe 23. Ce ar fi să scăd, să le adunăm pe astea două care sunt datorii? Să nu plece. Sigur că da, e datoria totală să vedem. Ia să vedem dacă face 19 și cu 23. 9 minus 3. Nu, că se adună ăștia, că-s datorii. 9 plus 3. Așa. 12. Foarte bine, 12. 2 și 10 îl păstrăm. O păstrăm la 1. Așa? Și face 2. 2 cu 2, 4. Corect. 42. Și deci ar fi 48. 48 minus 42. 48 care era asta de la început și minus 42, datoria totală. Și face cât? 6. Tot același rezultat. Este extraordinar. Deci putem face și chestia asta. Cei cu minus sunt datorii și le adunăm pe toate, le punem la sfârșit. Încă o idee interesantă care am înțeles eu aici. Deci când avem așa un exercițiu ciudat, în care nu merg lucrurile, 17 minus 19, în ordinea care trebuie să o face, nu merge treaba, 21 minus 2, iar nu merge, și sunt trist. Atunci am zis, voi toți cu pus în față, cei cu minus la sfârșit, și ia doar pe ăștia cu plus toți, și mi-o dat cât aici, 48, da. Și ăștia, dacă ia doar pe ăștia cu minus, mi-o dat cât 42, și când fac scăderea, ne mai pomenit, e perfect. Decât să facem în doi timpi, așa, facem și șmecherea asta, că sunt egeșiții care zice că lucrați în două moduri. La asta se referă autorul. Să adunăm pe ăștia cu minus deoparte și facem, sau să respectăm ordinea cum a făcut aici. Așa, da. Și unde scriu acum? Ce, șmecherile astea? Da. Păi șmecherile astea pui și tu un pic mai dețios. Cum am făcut un caiet, așa faci și tu. Pe etapul faci și tu la fel. Deci e aceeași chestie. Aici cum am spus, lângă egal, dedesubt, 48 minus 42. Vezi? 48 minus 42 și mi-a dat 6. Așa este, acum spun foarte mulți copii, că în clipa în care dau peste prof online, se îndrăgostesc de lecții. Le place foarte tare. Și mie îmi place acum. Da? Da. M-am gândit la asta, sigur, aveam. Nu mai era important. Nu mai vine într-o zi. Păi nu mai într-o zi, vin mai des, o să vezi tu. O să vezi tu. Când mai doriți mai bine? Când mai doresc eu? Stabilim rapid. Când tu ai dragoste de matematică, venim și stăm de vorbă. Să discuți și cu mama, când de drum. Da, deci cu mame și stai de vorbă și totul este perfect. Așa zicem acum. Ia să vezi pe încă unul. Deci, 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11 minus 12 plus 9 este egal cu. Plus 9 egal cu. Avem cam multe lucruri. Operații multe numere acolo. Între 5 minus 6 și 7 minus 8. Iar între 7 minus 8 avem... Se poate, în ordine se poate face treaba? Adică asta vreau să spun.
5 minus 6 putem face în ordine? Nu putem. Nici 7 minus 8, nici 9 minus 10. E ciudat. Și atunci ce facem? Când nu ne descurcăm într-o astfel de situație, ce facem? Adunăm. Toți cei cu plus în primul rând. În primul rând. Iar cei cu minus în ultimul rând. La sfârșit. Asta facem. Zi, te rog, citează-ne. 5-ul care este de la început. 5 plus 6. Plus? Plus 7. Așa. 5 plus 7. Plus. Tu vezi. Și vezi exact cum se scrie, că nu mă percep. 5 plus 7. Care are plus în față? Următorul pe 7. 9 minus 10. Nu, 9. Plus 9. Plus 9. Da. Plus 1. Plus 11. Da. Plus 9. Și plus 9, sigur că da. Plus 9, sigur că da. Și acum... Minus. Hai, toți cei cu minus se luăm. Minus. Minus 6. Bine. Minus 8. Da. Minus 10. Bine. Și minus 12. Minus 12. Excelent. Este egal. Egal. Wow. Ce tare. Deci i-am selectat. Și am zis, băi, toți cu plus în prim plan și cei cu minus la urmă. Da? Chiar e corect. Foarte tare. Foarte interesant. Da. Acum să ne apucăm de treabă. Mai întâi facem primul calcul. Așa. De la 5 plus 7. Perfect. Și este egal. 5 plus 12, deci 12 plus 9 plus 11 plus 9. Exact. Deci 12. Hai să adunăm pe ăștia doi, ai spus foarte bine 12. Dar să facem și treaba și pentru ăștia. Hai să facem. De ce să pierdem timp? Deci, 12 pentru ăștia era 2, primii 2. Apoi, după cealaltă, 9 și 11? 9 plus 11, 8. 9 și 11, atenție. 20. 20! Și mai vine și 9? 29, că hai să-i facem pe toți. Da, pe toți. Plus 29. Plus 29. Și acum... La astea cu mine se lăsăm așa, pe rând, sau după șmecheria de data trecută, că am văzut noi că dacă îi adunăm toată datoria, toți pe cu minus, tot o treabă deșteaptă este. Ce propui să facem? Se lăsăm așa și ne-am ocupat de ei, ca în situația aceea dinainte când ne-am luat pe rând, sau să îi adunăm pe ăștia că-s toată datoria, să vedem datoria mare. Să-i adunăm. Sigur că da. Sigur că da. Și zicem ce? Și zicem... 6 plus 8 e da. 14. 14. 14. Și cu 10 asta, hai să zicem. 40. 14 și cu 10. Da, 24. 24 și cu 12. 24. Și cu 12. Hai să vedem 24 și cu 12 funde de sub ca să ne vină mai ușor. 36. 36 e toată datoria. Deci minus 36. Da? Minus 36. Și este egal. Hai să vedem cât facem. Da? Și acum, ăștia doi iarăși se adună și pe ăștia doi cu plus. 12 plus 29. 2 plus 9, 18. Lui 9 îi trebuie 1 ca să facă 10. Și le-am luat din 2 și o las 1. 10 și cu 1, lipit 1, fac 11. 11. Deci 9 și cu 2 fac 11. 9 și cu 2, 11. A, da, 9, 11. Și 1 rețin. 2 plus 2, 4, minus 36. Deci 41, ca să spunem așa, 41 este minus... 36. 41 minus 36. Încercă și minte calculele acestea, este un antrenament bun.
Așa ne puteam mai așeza unele sub altele, 12 și cu 29, și se vedea mai repede, 9 și cu 2 fac 11, și, dar și asta, noi facem exercițiul ăsta ca să meargă bine treaba. Și face 41 minus 3, 6, da? Ei, și oare cât face 41 minus 3, 6? 1 minus 6 nu se poate, dar împrumutăm o 10 de la 4. Așa. 10 minus 6, 4. Da, da, a zis bine. Din 10-a aceea, din 10-a. Foarte bine gândește. Din viața zici, din 1 nu poate scade pe 6. A luat-o 10, din 10-a aceea scade pe 6, a rămas 4 și 4 lipește la 1 și 4 și 1 fac 5, nu? Asta e răspunsul. 5. Deci rezultat aici 5 este la unități. La 10, cât a rămas exact ne-am urmărit? 10? A rămas 30, nu? 30. 3 minus 3 4. 3 minus 3 0. 0. Și deci rămân 5. Rezultat corect. 5 este rezultatul final al acestui calcul formidabil. Formidabil. Ce aș mai face? Azi mai? Da? Da. Mai facem. Sigur, o să vezi că nu vrei să pleci acasă. Asta e sigur. De ce nu vreau acasă? Așa, e super. Uite, am să-ți povestesc ceva acum. Știi, adunarea asta a făcut-o așa. 5 cu 7, 12. Și pe măștia 2 le-am adunat, când am convenit 9, 9 și 11, au făcut 20. Și cu 9, 29. Și a fost foarte interesant. Dar dacă ai avea adunarea asta, hai să facem o adunare șmecheră. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Plus 9. Deci să încercăm să facem toată adunarea asta, până la 9. Ai vrea să vii la tavă? Da. Te rog frumos! Și rog ce mă simt de mine. Te rog! Hai! Așa. Și știi ce se va întâmpla acum? Hai să spun. Tu, când mă pune pe internet, ești acum, și pe internet înseamnă că vor trece generații de-a rândul și acolo tu vei privi, o să privească alți copii, da? Și acum să facem adunare, te rog. Eu ziceam să facem primul calcul. Adică? 1 și cu 2? 3. Și cu 3? 6. Și cu 4? 10. 15. 21. 28. Da. 36. Foarte bine. Plus 9. 45. Sau? 45? Da, curaj, curaj, hotărâtă. Eu dacă spun vreo greșeală, trebuie să te ceri cu mine. S-ar putea să greșesc, o să fiu un pic neatent și tu că ești sigură pe tine, spre nu e adevărat. Da? Da. Deci scrie-te la 45. Așa. Foarte bine. Să vezi ce se întâmplă. În clasa întâi, învățătoarea vine și avea și foarte multă treabă de făcut. Avea de făcut un plovăr. Nu ne aude mame. Avea un plovăr de făcut. De croșetat, cum se zice. Și îi dă copilul să adune numele toate de la 1 până la 100. Deci 1 plus 2, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus puncte, puncte până plus, plus până la 100. Nu le scrie. Deci la de-a copii, ei înțeleg, au adunat toate numerele până la 100. Și știa învățătoarea că în perioada asta ea își termină plovărul de plătit, de croșetat. Deci copiii, din experiența trecută, copiii făceau cu adunarea asta și dura 2 ore. 2 ore dura adunarea asta. Cine nu apucă să scoate din plasă lucru? Gemul pentru a croșeta acolo? Da. Când micuțul Gauss, un mare matematician, avea să devină el. Și se duce cu tăblița, când erau caiete pe timpul acela. Cu tăblița se duce și spune, este egal cu 5050. Învățătoarea supărată. Cum să fac așa ceva? El vrea să uite, dar totuși aruncă ochii pe tăbliță și vede rezultatul corect. 5050, așa repede.
Ce ai făcut? Cum ai făcut-o întreabă? Și el zice, mă întorc la ieșiul de aici. Doamna învățătoare, 1 și cu 9 cât fac? 10. Dar 2 și cu 8? 10. Dar 3 și cu 7? Din 90. Dar, știi că aici ca să... Dar 4. Dar 4 și cu 6? 4 și cu 6 cât fac? Din 9. Tot 10. Și câte 10 am făcut, doamnă învățătoare? Ezitați-mi asta. 1, 2, 3, 40. Și ăsta rămâne singur. 40 cu 5, 45. Foarte tare! Foarte tare, șmecheră chestia. Deci el vede că 1 și cu 9 fac 10, 2 și cu 8 fac 10, 3 și cu 7 fac 10. Deci nu neapărat trebuie să le adune ordinea asta. Mi-a adus și după șmecherii cum se formează 10-le. Foarte tare, nu? E foarte tare chestia asta. Deci 1 și cu 8, 9, 10, 2 și cu 8, 10, 3 și cu 7, 10, 4 și cu 6, 10. Și-au făcut câte 10? 1, 2, 3, 4, 10. Și-au rămas 5, cât și nu am cu 5 să-l aduc pe ăsta. Și de ce 40 și cu 5? 45 rezultatul. Cum ai muncit tu? Tata, ai muncit mult aici, nu? Hai să spunem pe cea dreapă. În ordine. Dar șmecherii. Asta face. Deci, la Prof Online, descoperim șmecheria. Asta e toată surpriza plăcută pentru foarte mulți copii. Că ușură munca prin asta. Dar asta face, ușură munca. Și asta ne place, foarte tare ne place. Bunoare, dacă aici, la adunarea asta, observai că 5 și cu 11 ăsta, 5 cu 11 face 16, 7 și cu 9 fac 16, de 2 ori câte 16 și plus 9, dar a fost mai convenabil, hai să spun, a fost mai convenabil, 9 și cu 11 aici, da? Da. Și 5 cu 7, 12, și a fost teribil, 9 și cu 11, 20, deci te orientezi cum se formează 10-le acestea, asta e toată șmecheria. Ce frumoasă e matematica! Da! Superb! Da? Suntem încântați așa că de câte lucruri interesante. Am plecat de la chestia asta și ușor, ușor am avansat și am găsit tot felul de șmecherii. Am găsit-o și pe asta când... Dar dacă ți-aș da să ai așa 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14, plus 16 și plus 18. Pare cum mai face. Cum mai face toată lumea? 2 plus 4, 6, cu 6, 12, cu 8, 20, cu 10, 30, cu 12, 30 am ajuns, da? Și cu 12? 42. Cu 14, 42, cu 14, 56, da, 56, plus 16, 56 plus 16, 6 plus 6, 12, da, și un rețin, da, 5 cu... Era 5? 5 cu 1, 6. Și cu încă 1 de aici, 7. 72. 72. Cu 18, 2 cu 8, 10 și 1 de țin. Așa. 72 am zis. Și ai făcut 80, 10 aici. Și cu 10 de aici, 9? 90. Poate să fie 90. Dar mi-e teamă un pic să nu fi greșit. Hai să spunem că nici eu n-am mai urmărit la altul acolo. Și acum am vrea să, printr-o șmecherie, să urmărim. Să urmărim o șmecherie și să ne iasă foarte bine. Ia, gândește tu. 2 și cu 18, cât fac? 20. Sigur că da. Dar 4 și cu 16. Tot 20. Tot 20, nu ai pomeni. Dar 6. 6 și cu 14, tot 20. Foarte,
20. 8 cu 12? Tot 20. Iar 10 a rămas singur. A rămas singur. Câte 10, câți de 20 avem? 1, 2, 3, 4 de 10. 4 de 20. 20. Cât fac 4 de 20? 24. Ia să numărăm. Hai să zicem 20. 20. Încă 20. 40. 40. Cu, 4, cu 20, 60. Cu 20, Cu 20, 6 și cu 2. 80. 80. 80 cu 10 asta care a rămas? 80 cu 90. 10. 90. 10 corect. O că am făcut corect. Dar am muncit mult mai greu pe partea asta. Când am luat așa din aproape în aproape, era 56. Ufi, cât am zis? Deci există pericolul să scăpăm. Dar dacă ai făcut șmecherile astea, dacă observa că 12 cu 16 cu 18 fac 20, 4 cu 16 fac 20, 6 cu 14 20, 8 cu 12 20. Câți de 20 avem? Nu? 4 de 20. 20, 20, ca și mai zice 2, 4, 6, 8. 20, 40, 60, 80. 80 cu 10, 90. E și foarte tare. Vezi cât de interesante sunt exercițiile acestea în care există șansa unor șmecherii. Este pe varianta lui Gauss. Adică primul și cu ultimul fac cât al doilea și cu penultimul, al treilea și cu antepenultimul și așa mai departe. Este o șmecherie de numere așezate așa, la distanțe egale. De la 2 la 4, 2. La 4 la 6, încă 2. De ăsta e adun încă 2. Încă 2. Și așa mai departe. Acestea sunt numele șmechere. Sumă de asta, da? Ia-ți mai dau încă ceva. Uite, 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 12 plus 15 și plus 17. Cât faci oare așa să sumă? Să zicem că 3 plus 6 fac 9. Da. Cu 9 fac 18. Da. Cu 12, 20. 18 și cu 12? 30. 30. Și cu 15, 45. Corect. Cu 17, 5 cu 7, 12. Și un rețin, 3 cu... Da, 3. Da. Nu am uitat, nici eu nu mai țin, n-am fost loc atent. N-am fost loc atent. Da, nu-i nimic. 5. Cred cu 5? Cred că cu 5. Nu am fost, nu știm, nu știm. Uite, am fost atenți. Altă variantă. Altă variantă. Altă variantă. Deci tocmai, șmecheră. Varianta șmecheră. 3 și cu 17. 20. 6 și cu 15. Nu prea. Stai, că cred că am greșit eu. Ai dreptate. Nu 17, ești de 18. Aici am greșit. 18. Și cât faci 3 și 18? 3 și 18, 21. 21. 21. 6 cu 15, 21. 9 cu 12, tot 21. Tot 21. Și câți dați de 21? 3. 3. 1, 2, 3, da? Deci vine 21. Plus 21 și plus 21. Cât de 3 ori, nu? Cât face? Te rog. Facem primul calcul. Așa. 21 cu 21 fac 42.